Bun găsit, dragii mei! Sunteți cu mine la lecția de română cu har și astăzi m-am gândit să abordez rezolvarea subiectelor pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei A8-a. Aceste subiecte au fost date pe data de 25 iunie 2024, într-o frumoasă zi de vară, și rezolvarea integrală a acestora este destinată persoanelor care au ales să investească în lecția de română cu har și în propria dezvoltare până la urmă. Am notat aleatoriu un nume, Sandu, Amira, care provine de la școala 360, centrul de examen 30, localitatea Brașov, județul Brașov. Nu are importanță, cu siguranță în această privință v-ați descurcat foarte bine. Și sper să vă fi descurcat și în celelalte. Ce voi face pe parcursul acestui videoclip? Voi rezolva cerințele, itemii acestor două subiecte. Țin să precizez faptul că în privința subiectelor de gramatică explic suplimentar, menționez care este regentul, care este elementul care se subordonează regentului și de ce, iar în ceea ce privește subiectul al doilea, mai exact în privința caracterizării de personaj, voi preciza cum anume se realizează această caracterizare de personaj, cum merg de la definiție către concluzie și cum este bine să urmărim textul pentru a extrage cele mai importante trăsături, pentru a recupera acele repere cu scopul de a primi punctajul maxim. Eu nu voi mai da citire textelor, sunt convinsă că deja le cunoașteți și dacă vă doriți, în cazul în care nu le cunoașteți, puteți da pauză pentru a le lectura chiar voi. Primul text este cel din Cireșari, de Constantin Chiriță, iar cel de-al doilea se numește Portret, fiind evidențiat Barbu de la Vrancea. Să începem. Primul subiect, și anume punctul A de la primul subiect, are în vedere un prim exercițiu. Notează din textul 1 doi termeni care fac parte din câmpul lexical al naturii. Nu este necesar aici să formulați enunț. Pentru a economisi puțin timp, puteți menționa direct că cele două sunt pădure și copaci. Două cuvinte care aparțin câmpului lexical al naturii, extrase din primul text. Iată, pădure și există și cuvântul copaci. Iată, mușchiul copacilor aici. Deși eu îmi îndrum copiii să formuleze enunț, nu este obligatoriu să facem acest lucru. Mergem mai departe la punctul 2. După cum știți, aveți grilă și ar fi trebuit să notați răspunsul corect în acea căsuță. Țombi este numele la punctul 2, evident numele unui câine, punctul C este cel corect. La 3, timp de 3 ore, dimineața, Barbu de la Vrancea obișnuia, punctul D este corect, să scrie în grădină. Dacă citiți cu atenție textul 2, veți vedea acest lucru. 4. Alexandru Vlahuță este prezentat în text în calitate de. Varianta corectă este B, prieten al familiei de la Vrancea. Cinci. Acest exercițiu are în vedere valoarea de adevăr sau de falsitate a unor enunțuri. După cum observați, primele două sunt false în ceea ce privește textul 1, și ultimul este adevărat, și anume, pentru a găsi nordul, ursul verifică mușchiul de pe copac. Nu este adevărat acest lucru, nu găsești, nu ursul verifică mușchiul de pe copac. În text este vorba despre tic. Fiindcă a fost fricos, câinele nu primește nimic de mâncare. Din potrivă, câinele este curajos. Cireșarii au plecat în căutarea lui tic, este adevărat. Iar în ceea ce privește textul al doilea,
Observăm că Barbu Ștefănescu de la Vrancea avea o sensibilitate pe care străinii o observau ușor. Aici este fals. Barbu de la Vrancea avea ochi albaștri? Nu. Barbu de la Vrancea avea ochii verzi, se precizează în text, deci este falsă această afirmație. Alexandru Vlahuță și Barbu de la Vrancea, într-adevăr, aveau simțul umorului, făceau diverse farse, deci este adevărat. Suntem tot aici împreună, dragilor. Lecția de română cu har și, din câte observați, rezolv. Subiectele care au fost date astăzi, 25 iunie 2024, la evaluarea națională, trebuie să transfie la punctul 6 două figuri de stil. Nu ni se precizează dacă sunt două figuri de stil diferite. Se precizează doar că asta trebuie să facem. Eu am menționat epitetele, un fâlfâit greu și cald, adică aceste adjective atribuite substantivului, și o comparație, comparația fiind țipete sinistre ca niște bocete. Asta ar fi fost bine să fi scris și voi și m-ar fi bucurat acest lucru. Mergem mai departe la punctul 7. Prezintă în minimum 30 de cuvinte un element de conținut comun celor două texte, valorificând câte o secvență relevantă din fiecare text. Iată cum am formulat aici. Nu uitați că tot materialul îl găsiți pe canalul meu, fiind membri la secțiunea Evaluare Națională și achitând taxa aferentă, inclusiv pentru eseul complet în ceea ce privește caracterizarea de personaj de la subiectul al doilea. Un element de conținut comun celor două texte este reprezentat de relația dintre om și animal bazată pe afectivitate. În cadrul primului text întâlnim maniera în care Zombie simte anxietatea stăpânului său, ceea ce îl determină să se guture la picioarele acestuia. În cel de-al doilea text este precizat că cei doi câini ai scriitorului Barbu de la Vrancea manifestă același comportament tipic patrupezilor prezentați, fapt ce indică apropierea și dragostea arătate celor care îi îngrijesc. Astfel, câinele este elementul de conținut comun pe care, comun textelor pe care le-am avut în vedere. Mergem mai departe și cu punctul 8, cel care presupunea evidențierea unui mini-text argumentativ. Crezi că ai plăcut să-ți petreci vacanțele în compania prietenilor? Motivează-ți răspunsul în 50-100 de cuvinte, valorificând textul al doilea. Iată verbul de opinie pe care l-am introdus. Consider că este plăcut să-ți petreci vacanțele în compania prietenilor, deoarece oamenii se pot relaxa mult mai ușor în prezența celor cu care se conectează la nivel energetic, după cum se desprinde din textul.